Am fost întrebați ce părere avem de acest cooler. Fera 5. Dacă este bun sau nu. Așa că vă ascultăm. Îl punem la treabă. Și cum ziceam, în urmă cu ceva timp am testat un alt cooler și l-am comparat cu cel de la AMD, cu Wraith, coolerul stock, care vine pe Ryzen 9 3900X, de exemplu. Și am fost rugați dacă putem să-l comparăm și cu Fera 5. Am discutat cu cei de la Entropy, au dat culorul, așa că îl punem la treabă. Dar înainte să testăm, vrem să vedem ce se află în cutie. Întâi și întâi, avem monitora de Intel cu un bracket care pare să fie tot de Intel, foarte multe șuruburi și chestii. Nu prea sunt fan acestor monitori, dar poate să fie ok. Înăuntru, suntem toți eroi. Hai să dăm un zoom. Gata. Da, da. Bun, acum zoom out. Tot eroi? Tot eroi. Ai tehnologie. Okay. Flip the card. Nu o să vă citesc ce scrie pe spate, însă, sincer, mi se pare mesajul foarte mișto, un mesaj din partea CEO-ului de la Entropy. Entropy și eu. Păi, răsau, stai aici. CEO-ul? CEO-ul te numește pe tine eroul. Pe voi cei care folosiți produsele. Manualul. Sunt niște scuba. Ok. Ventilatorul vine separat. Curentul vine separat. Are 4 heat pipe-uri. Holy shit. Knickers. În chestia asta, dacă nu ești atent, te poți tăia. Poți rașcheta lemnuri. Aveți grijă. Serios, chiar aveți grijă. Sunt destul de ascuțite, abrazive. Niște hârtie, n-am niște hârtie pe aici. Să vă arăt. Nu, că n-avem nici acolo hârtie. Deci, aveți grijă. Și eu vreau să pun ventilatoare, dar ca să pun ventilatoare trebuie să pun prinderea și ca să pun prinderea trebuie să am loc la montură și dacă pun ventilatoare nu mai e loc la montură, așa că nu facem asta acum. Acum, în schimb, ne vom uita la... Ok. Ce observați aici? Nimeni nimic? Cu două mufe. Yes. Deci, practic, vine cu două mufe, astfel încât puteți să-l puneți în Daisy Chain, conectați una singură pe baia de bază, cel de-al doilea îl conectați direct în aceasta și ambele sunt legate. Nu mai avem nevoie de asta, nu mai avem nevoie de asta. Hai să-l scoatem și pe al doilea. Uite ce nice and neat sunt prinse. Și încă o chestie, ventilatoarele vin cu un cauciuc pe margine, ambele părți, astfel încât atunci când sunt puse, toată vibrația este amortizată de acel cauciuc. Și încă o chestie pe care am observat un mic detaliu, mai DOP aici, poți? Tup, 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 tup. Ar trebui să vadă. Ok. Scrie partea de push și pull. Ideal, unul se pune așa care să împingă, iar unul se pune așa care să tragă aerul, astfel încât să creeze fluxul perfect. Iar ventilatoarele au scris fluctus pe ele. Nu știu dacă ăsta este modelul sau nu. Synergy Cooling Tech. Dar, sincer, îmi place cum sunt palele. Palele sunt foarte agresive. Teoretic, acest model de pale și cu chestia asta, aceste striații pe margine sunt create special pentru a face turbulențe ca să reducă nivelul de zgomot. Iar forma acestor pale este foarte agresivă. Este un model tipic pentru ventilatoarele care au nevoie de forță să împingă aerul pentru un radiator. Cum ar fi asta? Sau un water cooler. Deci, din punct de vedere al design-ului, jos pălăria. Dar acum, noi îl vom monta în calculator. Ca să facem asta, dezasamblăm calculatorul. Și bineînțeles, trebuie să scoatem și mufa de DisplayPort. Da,
Nu alta, dar mufa de spriport are două cătări și altfel nu o pot scoate. Și acum, după ce facem toată asta, deci, am plăcut ventilatorul alea AMD, însă prinderea aia este horror de demontat, te chinui ca să-l demontezi. Prefer aza cu șuruburile, mult mai ușor. Și acum, cred că noi o să tăiem aici, vom arăta în un birol cu montarea și după aia revenim cu teste. AMD. Deci, AMD o practic are decât ăsta, iar Intel-ul, celelalte trei. Fair enough. Vedeți, de asta recomand eu AMD, că e mult mai ușor de montat, între altele. Să spunem așa, am pus la transpirat procesorul, special ca să vedem ce poate cooler-ul. Și avem niște lucruri bune de comunicat. În primul rând, procesorul consumă maxim 120W când este în full load, în Cinebench R23. Același test care am testat și cu cooler-ul stock și AMD care era pe lângă mine și acum nu mai e. Well, cu cooler-ul stock am ajuns la 92.5 grade, pe când cu acesta am avut maxim 87.6 grade. Este o diferență de 5 grade între cel stock și Fera 5. Și nu doar atât, cu cooler stock, frecvența maximă în Cinebench 23 este de 5175 de MHz, pe când cu acesta 5275 de MHz. Deci practic 100 de MHz câștigați doar pentru că am schimbat coolerul. Iar atunci când este idle este dead silent, când este full load ajunge la 2000 de ture, se aude, dar puteți să scădeți turație, pentru că este dual fan. Practic, dacă lăsați 1500 ture, se aude foarte încet și o să facă față când vă jucați. Pentru că acesta este un stress test, adică scoate maxim din procesor, scoate maxim dintr-un cooler. Avem cuvinte de laudă. Atât cum este construit, iar apropo de la montare, aveți grijă cum puneți brachetul jos, pentru că el se poate pune și astfel încât aerul să circule de la stânga la dreapta, sau puteți să-l rotiți să circule de jos în sus. Dacă îl puneți de jos în sus, practic va trage aerul cald dinspre placa video și îl va scoate în sus în carcasă. Dacă îl puneți de la dreapta la stânga, el va trage aerul din fața carcasei și îl va scuipa în spate unde aveți ventilatorul de carcasă. Practic, creează un flux normal de aer, pe când în sus depinde cum aveți carcasa. Sfatul meu este să-l puneți așa, practic să tragă aerul din fața memoriilor și să scuipe în spate spre ventilatorul din spatele carcasei. Ventilatoarele sunt de o calitate bună, după cum ziceam, sunt ventilatoare care împing foarte mult aer prin acest radiator. Practic am simțit la mână și inclusiv acum când merg la 600 de ture, simt fluxul de aer din spate. Sunt niște ventilatoare foarte bune pentru acest radiator. Iar per total, din punctul meu, are un thumbs up. În caz că vreți beculețe luminițe, pe lângă RAM, placă video, există și varianta cu RGB. Aceasta este varianta, așa, pentru oameni care vor un calculator mai stealth și nu vor neapărat bling-bling. Dar, Fera 5 are un thumbs up de la noi, atât pentru sistemele AMD, cât și pentru sistemele Intel. Totuși, pe Intel nu vă recomand ceva mai sus de un i5-13600K. Și de ce spun 13600K? Pentru că acela poate să ajungă la 200W. Iar pentru AMD,
Ryzen 5, Ryzen 7 fără nicio problemă. Un Ryzen 9 deja o să vedeți o scădere de frecvență mai mare decât ați vedea cu un AIU, dar totuși acest culor o să facă față. Cam asta este concluzia, cam asta este părerea noastră despre Fera 5. Dacă aveți întrebări despre acest clip, nu uitați, mai jos este o căsuță. Dacă aveți întrebări despre Fera 5, mai jos este o căsuță. Dacă aveți nevoie de ajutor, sfaturi, suport tehnic, chestii legate de text sau pur și simplu o discuție, avem un server Discord, link jos în descriere. De asemenea, nu uitați să dați un like sau un dislike, ca să vedem și noi dacă vă place ceea ce facem. De preferat, dacă e ceva negativ de comentat, lăsați un comentariu, apreciem critica constructivă, ne ajută să creștem, să devenim mai buni. Dacă vă place ceea ce facem, dați un share ca să vadă și prietenii voștri și nu uitați să dați un like, pentru că așa putem să creștem și noi și ajungem să testăm alte chestii. Pe data viitoare! Bye bye!